Este disponibilă începând de astăzi, 5 aprilie 2021, platforma online prin care APIA primește adeverințe aferente sectorului zootehnic. Crescătorii de animale pot transmite către centrele județene locale ale agenției adeverințele eliberate la solicitarea fermierului de către Agenția Națională de Zootehnie și sau asociațiile acreditate pentru înființarea și menționarea registrului genealogic al rasei, necesare accesării schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic. Fiecare asociație acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei va solicita accesul la platforma online printr-o adresă scrisă, însușită sub semnătura președintelui asociației în vederea alocării de user și parolă. Mai multe informații găsiți dacă accesați site-ul nostru agrominustv.ro. De precizat că tot aici sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă.